Biserica Sfântul Vasile Victoria din capitală mai este cunoscută și ca Biserica Sfintei Cruci. Aceasta pentru că Sfântul Locaș adăpostește încă din anul 1770 o părticică din cinstitul lemn al Sfintei Cruci, dăruită de egumenul Macarie de la mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos. Credincioșii care au participat astăzi la hramul bisericii s-au putut închina la acest fragment din Sfânta Cruce, dar și la icoana Maicii Domnului Prodromița, adusă de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci este în fiecare an un prilej de mare bucurie pentru credincioșii Bisericii Sfântul Vasile de pe Calea Victoriei. Prin evenimente deosebite au sărbătorit cel de-al doilea hram, iar astăzi sute de credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre semnificația praznicului înălțării Sfintei Cruci, explicându-le legătura dintre Sfânta Cruce și învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelia se referă la momentul răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care se vorbește despre crucea pe care El a fost răstignit și deasupra căreia Pilat a poruncit să se scrie o tablă pe care s-a scris textul Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Și de asemenea, Evanghelia vorbește și despre celelalte două cruci pe care au fost răstigniți cei doi tâlhari împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Această Evanghelie s-a citit pentru a vedea rolul pe care l-a jucat în istoria mântuirii noastre crucea, care până la Hristos a fost un instrument de tortură, un semn al răutății absolute, al cruzimii omenești, a sufletului întunecat de patimi și de răutate, dar care instrument este sfințit, este spiritualizat prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi știm că crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă pentru noi lucrul cel mai prețios și este o mare binecuvântare pentru această biserică, care a moștenit de la ctitorii și binefăcătorii ei un mic fragment din crucea de viață făcătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi cântăm Sfintei Cruci numindu-o armă împotriva diavolului, pentru că prin ea lucrează și ni se arată puterea lui Dumnezeu. Ea este una din armele pe care Hristos le lasă bisericii și fiecărui creștin în parte în lupta cu forțele întunericului și ale răutății, în lupta cu patimile și cu păcatul. Și noi să ne folosim de această armă cinstindu-o cum se cuvine. Slujitorii de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, de unde a fost adusă icoana Maicii Domnului Prodromița, au fost felicitați de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul pentru activitatea socială desfășurată cu ajutorul voluntarilor. Este un centru care desfășoară o foarte bogată activitate socială. Acest paraclis inițiind cu mai mulți ani în urmă și coordonând într-un anume fel donarea de sânge. Spitalele noastre se află periodic într-o mare criză de sânge, ori instituția care ajută cel mai mult donarea de sânge este tocmai paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, o mulțime de medici și de asistenți medicali, ucenici ai părintelui Ciprian, desfășoară un proiect al Patriarhiei noastre, Sănătate pentru Sate, și o caravană plină cu aparatură medicală, însoțită de cadre medicale specializate, merg în sate mai izolate, care nu au medic sau care au doar un medic de familie, nu și medici specialiști, pentru a oferi consultații, tratamente gratuite. Există și alte multe lucrări ale acestui paraclis, însă paraclisul este faimos prin prezența acestei icoane, Maica Domnului Prodromița, făcătoarea de minuni. Aducerea icoanei Maicii Domnului Prodromița la paraclisul Catedralei în anul 2011 și săvârșirea raclei în care a fost pus lemnul Sfintei Cruci tot în anul acest an, în 2011,
și prima ediție a pelerinajului Calea Sfintei Cruci care către cer. Într-adevăr, este o, să spunem, coincidență frumoasă și cred că purtată prin grija lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. În aceste două zile, într-adevăr, mulțime multă de bucureșteni s-au adunat în acest sfânt locaș pentru că s-au adunat aici la oaltă Maica Domnului și lângă Sfânta Cruce. Sute de credincioși s-au închinat la icoana Maicii Domnului Prodromița și la Sfânta Cruce. Mulți dintre ei au venit și la evenimentele organizate de parohie în zilele precedente. Am fost și ieri, am participat și ieri la sărbătoare și astăzi am venit cu bucurie, cu emoție, cu nădejde. E bine organizat cam fiecare an, foarte frumos, participare care de fiecare dată dovedește că credința ortodoxă își are locul ei. E o zi mare. Mulțumesc Domnului că numai o cruce dacă am făcut și m-am uitat, am o icoană cu învierea Domnului. Am prins putere și copiii mei la fel. Chiar și ajutor. Atunci când ai fost mai amărât, atunci ai avut o mână întinsă de la cineva care nici nu te-ai gândit. În București acesta destul de aglomerat, lumina aprinsă de Domnul Iisus Hristos și Măicuța Sfântă consider că ne încarcă sufletul de mai multă bunătate și milă și jertfelnicie și din partea noastră. Cum mi s-a părut tot ce a organizat părintele aici? Foarte frumos. Am fost și aseară. Am venit de la ora 1 și jumătate. Am întâmpinat Sfânta Icoană. Am fost în pelerinaj. Și v-a plăcut atât de mult încât ați venit și astăzi? Da. Asta e a treia oară când vin. Programul evenimentelor culturale și religioase organizate cu prilejul hramului de Biserica Sfântul Vasile, Victoria, a ajuns anul acesta la ediția 7-a.